Odată cu îmbunătățirea considerabilă a situației pandemice, se reiau încet încet și evenimentele în aer liber. În această vară, mai multe evenimente se vor petrece la Castelul Corvinilor. Acestea vor debuta chiar în acest weekend, odată cu reluarea festivalului Opera Nights, iar tot programul acestora pe perioada de vară a fost prezentat de Sorin Tincu, director al Muzeului Castelul Corvinilor din Hunedoara, în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva. În 17-18 iulie o să debutăm cu Opera Nights, apoi o să întoarce la Castelul Opera Nights. O să continuăm cu Stradivarius Night at the Castle, în 26-28 vor fi zilele municipiului Hunedoara. Suntem în discuții, sper să se și materializeze ca la sfârșitul lunii să avem un concert la Castelul Corvinilor. Va veni în luna august Festivalul Medieval. În 11 august vom avea o prezentare, o lansare de carte realizată de președintele Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop. Acea carte intitulată Hunedorești, o familie europeană, se va lansa și la Castelul Corvinilor, un lucru extrem de important pentru noi. În același timp ne preocupăm și de manifestările prilejuite de bătălia de la Belgrad și și cele din 11 august, moment în care comemorăm moartea lui Ioan de Hunedoara. Pentru cei care doresc să viziteze castelul, accesul publicului este permis luni între orele 12 și 20, iar de marți până vineri, în intervalul orar 9-20. Tarifele de vizitare sunt de 35 de lei pentru adulți, 17 lei pentru pensionari și 7 lei pentru elevi și studenți.